Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm astăzi despre agricultură și despre industria alimentară prin prisma unei teme extrem de interesante, aș spune. E vorba de administrarea piețelor din România, felul în care piața se întâlnește cu consumatorul pe de-o parte, dar și cu producătorul agricol pe de altă parte, modul în care piețele pot avea un rol mai mare în comerțul agroalimentar. Și, desigur, vom discuta și despre situația la zi a acestor piețe. Împreună cu domnul Teodor Birț, care este președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România. Bună seara, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorat și mă bucură mult inițiativa dumneavoastră, pentru că am prilejul să vorbesc mai mult despre ceea ce înseamnă piața, despre relația pe care o avem noi cu producătorul român și despre cât de important este produsul românesc pentru ca acesta să ajungă pe mesele consumatorilor din România, având în vedere faptul că este mult mai sănătos, este proaspăt, și de ce nu reprezintă tradiția pe care o avem noi ca și români, aceea de a merge la piață. Este păcat că acest obicei să dispară. Ar fi foarte bine ca generațiile tinere care vin din urmă să continue mersul la piață, pentru că, așa cum am spus, piața reprezintă tradiție, în primul rând, piața reprezintă locul unde te poți întâlni cu producătorul român direct, reprezintă acel lanț scurt despre care se tot pomenește, iar din punctul meu de vedere este cel mai potrivit loc de desfacere pentru produsul românesc din gospodăriile mici și mijlocii ale țăranului român. V-aș ruga, domnule Birț, înainte de toate, sigur, vom aborda toate aceste teme interesante, aveți dreptate, dar înainte de toate v-aș ruga să ne spuneți dacă avem așa o imagine de ansamblu privind piețele din România. Aici mă refer la statutul lor, înțelegem că unele dintre piețe au fost, să zicem, sau au rămas de fapt în administrarea consiliilor locale, altele au fost transmise către administratori privați, nu? Cam care este situația? Că nu-mi dau seama, e o temă care e abordată mai rar. În câteva cuvinte o să vă prezint situația Asociației Administratorilor de Piețe din România, fiind singura asociație de profil de acest gen pe care există la noi în țară. Deci eu reprezint un număr de 34 de entități, respectiv spun entități, aici mă refer administrații de piețe, undeva aproape de 300 de piețe în total. Deci fiecare entitate din cele 34 gestionează mai multe piețe și târguri. Acestea sunt marea majoritate de stat, practic cele sunt organizate ca și societăți comerciale deținute de către OAT-uri. Doar una singură este, nu, mă scuzați, două dintre ele sunt private. Deci majoritatea sunt, să spun așa, piețe ale consiliilor locale sau ale consiliilor județene. Deci, practic, suntem o mică enclavă, spun asta având în vedere că reprezentăm interesele OAT-urilor. Deci, practic, noi funcționăm după o legislație foarte clară. Funcționăm ca și societăți comerciale, marea majoritate, cei care nu suntem societăți comerciale sunt servicii în cadrul primăriilor și ne supunem, evident, controlului Curții de Conturi, cât și ale celor care ne dețin, respectiv Consiliul Local și Consiliul Județene. Suntem destul de bine răspândiți la nivel național, practic avem ca și membri și mare majoritate a reședințelor de județ, dar și entități mai mici, astfel încât pot să spun că avem o imagine clară și obiectivă asupra ceea ce se întâmplă în toată țara. Bineînțeles, avem membri și în București. Pot să vă spun că, din păcate pentru mine, capitala este puțin altfel decât teritoriul. În ce sens? Și În ce sens? spun în sensul în care în teritoriul, administrațiile din teritoriu, lucrurile funcționează foarte simplu și foarte bine. Când apar probleme, din păcate, presa, evident, le descoperă în București și sunt asociate cu tot ceea ce se întâmplă în cadrul asociației. Așa cum am spus, funcționăm bine, funcționăm ca și servicii publice sau ca și societăți comerciale, dar suntem evident în slujba contribuabilului, iar noi suntem cei care
prin activitatea zilnică pe care o desfășurăm, încercăm să aducem în același loc atât producătorul român, evident și comerciantul, pentru că sunt și aceștia în piețe și trebuie să ținem cont și de ei, cât și cumpărătorul, consumatorul. Am spus-o de foarte multe ori, pentru mine producătorul român este extrem de important, dar mai important decât producătorul român este produsul românesc. Spun asta pentru că suntem într-o schimbare, evident, totul se schimbă, nu asta, ne schimbăm și noi, se schimbă și piețele și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Producătorul român are tot mai puțin timp să ajungă cu produsul la piață. Iar ceea ce facem noi acum, încercăm să găsim soluții împreună cu Ministerul Agriculturii și cu ceilalți parteneri cu care conlucrăm, pentru ca produsul românesc să ajungă pe mesele cumpărătorilor din țară. De acord, imediat, doar o întrebare apropo de asociație. Deci, practic, sunt 34 de entități, spuneați, care administrează 300 de piețe din toată țara, să spunem, nu? Da. Aveți membri din toată țara. Și mai spuneți-ne doar o vorbă și despre excepția numită, mă rog, celor companiei private, înțeleg, nu? Aveți și... Este să-i menționăm și pe ei că e interesantă și situația. Este o societate din București, din sectorul 2, și celălalt membru este o societate privată din Cluj, Napoca. Bun, ei având, având niște piețe sau o piață în locație de gestiune, sau cum se numesc? Au niște spații pe care le-au închiriat de la primărie și în care își desfășoară aceeași activitate ca și noi. De acord. Haideți să ne întoarcem la produsul românesc de care vorbeați. Și, într-adevăr, piețele sunt considerate, așa cum ați menționat, un spațiu al lanțului scurt, adică aprovizionarea și are loc întâlnirea directă între producători / a spus dumneavoastră, ați făcut o nuanță și o să discutăm despre ea, comercianți în general și și consumatori. Care e nuanța cu acești comercianți? Eu accept ideea că pot fi, evident, intermediari, deși în ultimul timp au fost puși la zid sau în ultimii ani au fost puși la zid, eu cred că uneori pe argumente destul de false, dar aș vrea să știu opinia dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, de la început am spus-o, în piață există două categorii de persoane care comercializează produse agroalimentare. Este pe de o parte producătorii români, iar pe de altă parte acest comerciant. Comerciantul, din punctul meu de vedere, din capul locului, este obligatoriu să fie fiscalizat. În sensul în care toată lumea îl acceptă atâta timp cât plătește niște impozite și își desfășoară activitatea după regulile clare care există la noi. Știți foarte bine, activitatea în piață este o activitate sezonieră. Pentru că produsul românesc, din păcate, nu are o viață foarte scurtă. O altă preocupare permanentă a noastră este aceea de a căuta, așa cum am spus, soluții, pe de o parte să ducem produsul românesc în piață, iar pe de altă parte să-i prelungim durata de viață. Adică, știți foarte bine că înainte roșiile apăreau destul de târziu, undeva prin luna iunie și se terminau destul de repede în septembrie. Acum, având în vedere ce se întâmplă la nivel de minister, programele pe care aceștia le desfășoară, faptul că există tot mai mulți producători care dețin solarii, aceste roșii se produc mult mai devreme, astfel încât noi, în următoarea perioadă, deja sperăm să le avem în piață. Și prin asta vreau să scot în evidență faptul că, prelungind perioada de viață a unui produs, piețele sunt mult mai populate. Unde vreau să ajung? Acești comercianți sunt necesari. De ce? Pentru că ei sunt cei care vin cu celelalte produse care nu sunt produse la noi în țară, respectiv fructe din import, citrice și celelalte fructe pe care nu le găsim. De asemenea, tot ei sunt cei care cumpără de la producătorii care nu mai au posibilitatea să vină dâns și să vândă în piață. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, lucrurile sunt destul de clare. Acum 20-30 de ani, familia din România era mult mai numeroasă. Parcă viața avea un alt ritm, se scurgea mai lent. Acum trăim într-o goană zilnică care nu ne mai permite să avem timp. Și acest lucru se simte și la nivelul țăranului român. Familiile sunt mai reduse, la ei este limpede, cineva trebuie să stea să
să lucreze. Să întrețină culturile, altcineva trebuie să aducă marfa la piață, altcineva să o vândă și trebuie să ne mai gândim că ceea ce au familie și au probleme acasă care trebuie gestionate. Și atunci sunt destule familii care nu mai au posibilitatea să vină la piață. Soluțiile care sunt? Două, simple. Unu, fie există acești intermediari care, fiscalizați, cumpără marfa și o revând ei cu acel adaos comercial, fie asocierea producătorilor în cooperativă. Aceasta este soluția pe care noi o recomandăm și pe care o considerăm cea mai oportună. Practic, cooperativa să ajungă la piață, astfel încât să-i lase timp producătorului să-și rezolve problemele din gospodărie, problemele din familie, dar pe de altă parte să poată să și valorifice produsul pe care aceștia îl au în fiecare an. Da, până la urmă este și opțiunea uneori economică a unui producător român, aceea de a nu veni la piață, ci de a vinde la marginea tarlare, să spunem, sau din curtea lui, nu contează, unor intermediari care sigur că fac această muncă de a aduce produsul de la locul de producție până în piață. Nu mi se pare nimic în locul lui. Singura chestiune este legată de, dacă, scuzați-mă, nu știu, de discuția aceasta, că sunt prețurile mai mari sau cresc prea mult prețurile, nu știu, și aici e o discuție. Nu există prețuri mai mari. Pot să vă spun că se poate punctual să fie existat în timp sau știu eu, bici-colo, anumite momente în care să fi fost anumite derapaje. Dar la momentul acesta, cel puțin și de an bun, de când lucrez eu în acest domeniu... Piața reglează, se spune. Nu? Piața reglează prețurile. Exact, sigur, sigur. Produsele din piață reglează prețurile. Nu există prețuri mai mari sau mai mici, nu mă refer cel puțin la ceea ce închiriem noi. Mai mult decât atât, suntem acum la momentul la care încercăm să găsim niște soluții pentru ca să oferim niște tarife mult mai bune cooperativelor. Prin acest demers încercăm să-i determinăm și noi, la rândul nostru, să se asocieze. Dar, apropo de ce spuneați dumneavoastră și vreau să aduc o completare, un alt subiect de discuție pe care l-am avut la MEADR a fost acesta legat de dânsii doresc să înființeze acele platforme de colectare la nivel de localități, de județe, care sunt foarte bune, practic locurile, omul să nu mai meargă la colțul străzii, pe câmp sau temiri unde să-și vândă produsul, să aibă la îndemână o zonă organizată, iar acestea încercăm să ajungem la o variantă prin care să le gestionăm tot noi, astfel încât să putem dirija foarte ușor marfa spre piesele agroalimentare. Un soi de piață de gros, să nu-i așa, de angro? Nu-i chiar piață angro, practic sunt niște locuri unde oamenii pot veni, nu funcționează neapărat ca și piața angro, dar este un prim pas pentru că ceea ce dorim și sperăm să avem în România sunt acele depozite mari, zonale, în care să existe toate facilitățile, atât pentru comercializare, cât și pentru depozitarea în celule, cu condiții specifice de frig, de umiditate și așa mai departe, astfel încât să ajung la tema pe care o spuneam mai înainte, prelungirea vieții produsului românesc. Așa cum am spus, să nu treacă foarte repede. Adică să gândiți-vă cât de bine ar fi pentru noi ca și cetățeni să știm că dacă mergem să facem aprovizionarea în luna decembrie, înainte de sărbători, să nu mai apelăm la roșia din Turcia sau de temiri unde, să o găsim pe a noastră, ținută într-o celulă de frig în niște condiții corespunzătoare și să o avem la fel de proaspătă și de plină de calități cum avem în august, de exemplu. Ar fi, din punctul de vedere, un lucru ideal. Sau strugurele la fel, pentru că vorbim atât despre legume cât și despre struguri, despre fructe. Spuneți-ne, vă rog, din discuțiile cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la ce concluzie ați ajuns într-o primă fază? Vor exista relativ recent sau foarte relativ curând aceste platforme, cum le numiți dumneavoastră, de aprovizionare, adică acolo unde producătorii pot veni să-și vândă produsele și apoi ele să fie preluate mai departe în piață, nu asta e ideea până la urmă. Da, deci vreau să spun de la început și să mulțumesc domnului ministru și colectivului din Ministerul Agriculturii pentru faptul că este prima dată când putem avea un dialog constructiv cu dânsii. Am încercat de-a lungul timpului să fim un partener de discuție pentru ceea ce se întâmplă la nivel de piețe și produs românesc în România. Până acum n-am reușit. În sfârșit avem un dialog cu niște oameni care înțeleg, în primul rând, că problema noastră este aceeași și interesul nostru este același respectiv producătorul român. Într-adevăr,
Am avansat foarte mult în această discuție, atât în ceea ce înseamnă sprijin pentru noi. Un exemplu, ni s-a promis sprijin pentru ca să schimbăm codul CAEN, ca să putem să ne desfășurăm și noi activitatea mai bine, pentru că noi funcționăm după un cod CAEN total aiurea, care nu are nicio treabă cu piața. Nu există în România un cod CAEN care să reglementeze activitatea în piețe. Deci trebuie făcut o schimbare în acest sens, nu în legislație sau, mă rog, evident, în nomenclatorul CAEN. Evident, pentru că noi funcționăm ca și agenție imobiliară, este o chestie total aiurea, incredibil. De ani de zile încercăm să facem acest lucru și în sfârșit am găsit un partener cu care să sperăm că vom reuși. Iar pe de altă parte, dânsii au făcut pași importanți în ceea ce înseamnă, și spuneam mai înainte, acele platforme de colectare. Și mai mult decât atât, încercăm să vedem cum putem să le luăm în administrare și să le gestionăm noi. Au fost mai multe discuții legate de producători și de felul în care putem să-i ajutăm și de felul în care putem să-i convingem să se asocieze în aceste cooperative. Dar așa cum am spus, ne bucurăm că avem un partener în sfârșit, un partener cu care să reușim să facem pași înainte. Primul pas este dialogul, primul pas. Foarte repede. Da. Primul pas este dialogul. Da, și l-avem și mă bucură tare mult acest lucru. Toate aceste idei sunt legate de Planul Național Strategic. O parte dintre ele vor putea fi incluse acolo sau lua de acolo și le veți putea aplica dumneavoastră și Ministerul eventual? Sigur că da, sunt cuprinse și mai mult decât atât am solicitat domnul ministru ca toate programele pe care le au dânsii și care au finalitate în piață să le gândim foarte bine împreună, astfel încât să aibă succes cât se poate de mare și populația să se bucure pe de o parte de acest produs românesc, iar pe de altă parte producătorul din România să primească un real ajutor prin aceste programe și subvenții pe care ministerul le oferă. Doar să reamintim, suntem la Rural. Invitatul acestei ediții este domnul Teodor Birț, președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România. Spunea mai devreme domnul Birț că în asociație sunt incluse 34 de entități care administrează 300 de piețe și târguri din întreaga țară. Așadar, domnule Teodor Birț, ne întoarcem la dialogul nostru. Vreau să vă întreb dacă vă gândiți împreună poate cu Ministerul să aveți un tip de campanie de, poate e prea mult spus campanie de informare, mă gândeam eu, de revitalizare a piețelor în rândul consumatorilor, pentru că e limpede că există o concurență, eu aș spune, destul de dură între marile rețele comerciale și piețe. În ultimii ani știm cu toții, cel puțin din statistici, rețelele comerciale au câștigat o cotă importantă din vânzări. Și atunci poate că ar fi interesant ca noi consumatorii să aflăm mai multe despre propunerile pe care le aveți, despre dezvoltarea piețelor din România și așa mai departe. Ce părere aveți? Sigur că da, este foarte bună, foarte bună întrebarea. Chiar am avut această discuție. Eu cel puțin ca și președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România mi-am arătat disponibilitatea de a participa la toate întâlnirile pe care le au reprezentanții Ministerului cu asociațiile de producători sau cu ceilalți parteneri de dialog cu care își desfășoară activitatea. Vom participa, atât eu și colegii mei, activ în acest sens și, așa cum am spus, fără niciun fel de să zic, emoție, sunt convins că relația noastră este una bună, sănătoasă, care aduce un plus pentru producătorul român. Ce vreau să vă spun? Într-adevăr, noi suntem într-o concurență și într-o luptă permanentă cu mari lanțuri de supermarket. Eu aș spune o concurență, să-i spunem, da. Da. Uneori, dar de multe ori, normală, vă rog. Exact. Pe de o parte, noi avem de partea noastră, așa cum am spus, tradiția, pentru că suntem totuși un popor care am fost învățat să mergem la piață, iar pe de altă parte, piața reprezintă cel mai sigur și mai bun loc de desfacere a produsului românesc. Gândiți-vă că deținem piețe create de foarte mulți ani în marile municipii și orașe, sunt locuri cu vad comercial, sunt locuri unde cumpărătorul vine și caută produsul. Multe dintre piețele noastre deja sunt obiective turistice, căutate de turiști, așa cum se duc și în altă parte în Europa. Așa, da?
Le putem. Da, e adevărat că în Europa unele piețe sau piețele exact. Pot fi considerate. Ne dați câteva exemple, știu că dumneavoastră sunteți din Sibiu. Evident, Sibiu este cel mai bun exemplu unde majoritatea turiștilor care vin în Sibiu nu ocolesc piața, este foarte aproape de zona istorică și mai sunt și alte exemple pe care le pot da. Deci practic piața este un jucător extrem de important în ceea ce înseamnă această activitate economică și să nu uităm numărul mare de familii din zona rurală care în continuare trăiesc și care ar putea să trăiască, care ar putea să renunțe la a merge la cules în țările din Occident și să vină să producă la noi în țară. Deci, practic, venind la piață, atât producătorul cât și cumpărătorul contribuie într-o mică măsură la acest lanț economic care există și până la urmă nu face decât să aducă plus valoare acestei activități și acestei tradiții de care vorbeam înainte. Spuneați mai devreme că vă gândiți la nivelul asociației, înțeleg, să oferiți unele facilități cooperatorilor, celor care sunt uniți în cooperative agricole în România, poate și grupurilor de producători, de ce nu? Spuneați că ați putea să le oferiți eventual un tarif mai mic. Mai sunt și alte lucruri la care vă gândiți pentru a colabora cu zona aceasta de cooperative? Da, sigur. Deci, așa cum am spus, un prim pas, o primă discuție pe care am avut-o este aceea de a oferi un tarif redus, pot să vă spun, chiar la 50% cooperativelor de producție. Evident, sunt necesare niște demersuri, un cadru legal pentru acest lucru, pentru că, așa cum am spus-o noi, marea majoritate suntem societăți deținute către consiliul local. Vine Curtea de Conturi și vă întreabă de ce ați... Exact. Și atunci trebuie să existe un cadru legal pentru acest lucru, dar este un proiect foarte important și, așa cum am spus, prin acest lucru încercăm să determinăm producătorul să se asocieze. Această asociere este o normalitate, nu doar la noi, la nivel european, așa funcționează în toate țările din Europa activitatea producătorilor. În afară de aceste programe, să spun așa, punctuale, referitoare la facilități pe care le putem acorda producătorului, sunt aceste platforme pe care dorim să le luăm. Pe de o parte, pe de altă parte, există preocuparea noastră permanentă de a găsi soluții prin care să îmbunătățim condițiile din piață. Și spun acest lucru de ce? Pentru că noi, până acum, având acel obiect de activitate total aiurea de care vă povesteam, nu puteam, un exemplu, să accesăm fonduri europene. Pentru noi era imposibil, nu ne încadrăm absolut nimica. Ei bine, prin schimbarea codului CAEN, automat, deja putem solicita separat de schimbarea codului CAEN, suntem în demersuri pentru a obține o axă de finanțare pentru această activitate. Având suport financiar, pentru că, e clar, UAT-urile nu totdeauna au posibilitatea să investească în piețe. Dar găsim soluții financiare pentru ca să îmbunătățim aceste activități, pe de o parte putem să creăm condiții mult mai bune pentru cei care vin să vândă, să cumpere, dar și pentru a reuși să creăm spații de depozitare, așa cum am spus, pentru ca produsul românesc să aibă o viață mult mai lungă. Știți foarte bine, în perioada de vară, de sezon, apar tot felul de imagini cu produse care rămân neculese în câmp sau cu produse care se aruncă pur și simplu la animale sau la gunoi pentru faptul că au un preț mult prea mic. Ori, la acele produse, mă refer eu, că ar trebui să le gestionăm altfel. Mai mult decât atât, lucrurile pot merge mult mai departe într-o logică clară. Putem să gândim că produsele care sunt perisabile pot fi foarte ușor transformate. Nu-i mare lucru ca să creezi mici secții de procesare ale legumelor și fructelor. Până la urmă, supermarketurile sunt pline de produse aduse din import. E păcat. Noi să aruncăm. Și chiar supermarketurile au astfel de mini, nu să zicem, standuri când prelucrează câteva produse, am văzut. Ce vreau să spun? Supermarketul, într-adevăr, sună tentant, dar foarte mulți producători și-au dat seama că, până la urmă, mersul a vinde la supermarket nu este o afacere extraordinar de bună, pentru că supermarketul, gândiți-vă, fiind niște concerne imense, au o anumită politică și o anumită gândire. Logica lor este foarte simplă, interesează profitul și nu-i interesează de mult ce se întâmplă într-o țară cum suntem noi, de exemplu.
Omul, ca să meargă să vândă, de exemplu, un produs la un supermarket, trebuie să respecte o grămadă de condiții, începând cu dimensiunile pe care trebuie să le aibă cu momentul în care este cules, felul care este ambalare, sunt exact mult cantități. Vorbim mai săptămânal cu producători și, într-adevăr, e o tensiune totdeauna. Și nu știu dacă ați sesizat că toți cei care au avut contracte, majoritatea nu au dus toată cantitatea de produs din contract, pentru că sunt de așa fel făcute contractele, încât în momentul în care lanțul de magazine nu mai doresc, o să spună nu, s-a vândut, este la raft produsul, nu ne mai trebuie. Iar producătorul stă efectiv cu produsul și nu mai are ce să facă cu el. E o discuție exact și aceasta. Domnule Teodor Birț, v-aș ruga totuși să ne dați câteva răspunsuri și la, hai să spunem, miturile care au funcționat de-a lungul timpului legate de piețe, și anume că sunt și produse care sunt din import, dar care sunt vândute ca fiind din România sau, nu știu, prezentate ca fiind din România. Știm, nu, cazuri celebre cu pepen, cu roșii, da, chiar și așa mai departe. Da. Și doi, care este situația, până la urmă, că am avut vii discuții de-a lungul anilor legate de acest carnet de producător. Până la urmă, e logic să intre numai cei cu carnet de producător sau nu? Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestor? Da, aș începe cu partea a doua să vă răspund. Legat de carnetul de producător, evident că de la an la an lucrurile au evoluat în bine, spun eu, pentru că experiența ne-a ajutat atât pe noi cât și direcțiile agricole, ministerul, să găsim soluțiile cele mai bune pentru ca să facem distinția foarte clară între ceea ce înseamnă producător și comerciant. Producătorul real, nu mă refer la cel care poate obține și nu trebuie să ne ascundem după deget că sunt încă, eu cred că într-un lanț economic e normal să fie, nu cred că trebuie exact să vorba dumneavoastră să care obțin certificate de producător de la primării fără care să le fie verificate suprafețele, fără care să le fie verificate dacă sunt sau nu produse pe teren și așa mai departe. Dar faptul că există un carnet de producător este un lucru foarte bun și aceștia trebuie să funcționeze totuși după o reglementare legală, trebuie să avem un mod de a fi, să avem un mod prin care să identificăm, să putem să facem distinția între ei și comerciant. Într-adevăr, au existat mituri. Am avut discuții și avem o colaborare foarte bună cu Asociația Comunelor din România, cu Acorul. Am găsit soluții pentru ca să încercăm să eliminăm acest pseudo-producător dintre cei care vin la piață. Colaborarea este foarte bună și funcționează. Pe de altă parte, ce am discutat acum la minister și se va întâmpla, noi vom avea posibilitatea de a verifica în timp real la minister dacă un carnet de producător este real sau nu și de a putea solicita oricând verificarea producătorilor care considerăm că nu sunt așa cum ar trebui să fie. Mai mult decât atât, și direcțiile agricole împreună cu celelalte organe de control vor fi prezente în piață pentru a ne sprijini în acest demers. Bun, stați, nu înțeleg. Și dacă nu are carnet de producător, nu poate să intre în piață sau care să... Ba da, poate dar atunci... Ba sau da, intră în altă zonă, să zic. Exact, intră în zona de comerciant, unde trebuie să fie fiscalizat. Și pentru faptul că mi se pare foarte corect ca dumneavoastră, ca și cumpărător, să puteți să alege, informat fiind, de unde doriți să cumpărați produsul. Că poate de multe ori găsiți, mă refer chiar în sezon, la comerciant un produs de o calitate superioară decât la producător. Dar dumneavoastră trebuie să aveți opțiunea asta, să știți, cumpăr direct de la producător sau cumpăr de la o persoană care practică un adaus comercial, indiferent cât este, dar să fiți informați. Să fim informați, să fim informați, asta e important. Exact, din acest moment există, fiecare stand de vânzare este identificat foarte clar pentru ca cel care vine să cumpere să știe de unde cumpără. Să nu ne lăsăm influențați nici de mitul, mă scuzați, bătrânicii cu mâinile bătătorite, nici de clopul pus pe crește, cum că este brânză de Sibiu și la barnare. E doar clopul. Să fim informați în mod real, pentru că gândiți-vă că acum sunt foarte mulți fermieri tineri care au lucrat afară, care au venit, au făcut investiții, ori aceștia nu se mai încadrează nici în primul șablon, nici în al doilea, dar sunt producători reali. De acord, de acord. Bun, și ordinea aceasta cine trebuie să facă? Dumneavoastră, administratorul pieței, împreună cu cei de la comune, cum spuneați, cu Asociația Comunelor? Trebuie să o facă toată lumea. Deci toți jucătorii angrenați în acest joc trebuie să o facem. Nu putem să o facem unii fără ceilalți, dar fiecare trebuie să fie prezent și activ, pentru că dacă
primăriile de comune nu mai eliberează certificate fără să verifice carnete de producător, fără să verifice situația din teren, fără să fie foarte bine informate. Dacă ministerul prin direcțiile agricole nu sunt prezente în piețe pentru că pot identifica și noi la rândul nostru sperăm să reușim să facem într-un termen scurt, să avem un laborator în piață prin care să putem certifica dacă produsul este românesc sau este din import. Noi la rândul nostru, cunoscându-i și lucrând zi de zi cu ei, îi cunoaștem, știm de unde vin, putem să urmărim inclusiv cantitatea de produse, pentru că este foarte important că toată lumea știe, poți să ai o suprafață de teren să o cultivi cu ardei, dar aia nu înseamnă că de pe acea suprafață poți să vinzi tone de ardei 5 luni pe an. Nicio problemă, se pot cumpăra, dar atunci automat te încadrezi în categoria celor care comercializează și nu celor care produc. Și pe situația aceea cu produse din import care sunt vândute ca fiind produse românești, ce opinie aveți? Păi, este exact ce spuneam mai înainte, este lipsa de informare. Nu mi se pare o situație corectă, pentru că corect pentru mine ca și cumpărător, pentru dumneavoastră ca și cumpărător, este să știm ce cumpărăm. Acum, este limpede că în plin sezon nu poți să păcălești pe nimeni, pentru că produsele noastre se deosebesc clar de produsele din import. Problema apare acum, când, de exemplu, apar primele tomate din solarii. Acum pot exista momente în care omul să nu fie sigur dacă sunt roșii românești sau nu. Sau cum apar, de exemplu, ridichile. Dar în momentul în care avem un pic de experiență și cunoaștem cum poate să arate o ridiche scoasă din pământ în luna aprilie și ridiche adusă din Turcia, este clar că și acolo putem să fim foarte atenți. Dar, de acord, există un filtru de control la dumneavoastră sau la altcineva? Da, poate există și un filtru de control. Există prima dată la noi, așa cum am spus. După aceea sunt echipele de control din partea direcțiilor agricole și toată lumea conlucrează în sensul acesta. Pentru că, așa cum am spus, mi se pare obligatoriu ca în piață să existe transparență, să existe seriozitate și să existe condiții legale pentru toată lumea. De acord. Domnule Birț, sunteți președintele asociației. Spuneți-ne cam cum arată piețele din România. Pentru că dumneavoastră știți mai multe, le știți probabil, nu știu dacă pe toate, știți mult mai multe piețe și târg. Le știu cam pe toate, da. Bun, decât noi care mergem într-o piață și poate avem o imagine deformată. S-au făcut progrese, e nevoie de investiții, spuneați, e nevoie de acces la fonduri europene, dar cum arată acum, în opinia dumneavoastră? Știți că sunt piețe, acum arată rău, pentru că încă nu este sezon și când e sezon acum arată rău. Dar când vine sezonul arată bine, nu? Pentru că sunt foarte repede, foarte repede se vor colora, foarte repede se vor colora, deja au început să apară ridichile, ceapa verde, salata din solarii. Aveți dreptate, e o frumusețe atunci, da. Deci, și miros, e și un miros plăcut, frumos. Da, exact, se colorează. Mirosul este altul. Piețele, într-adevăr, multe dintre ele necesită investiții. S-au făcut investiții în țară, în administrații, dar de către OAT-uri. Este un lucru foarte bun. Dați-ne câteva exemple, să știm. Sigur, știu Sibiu, v-am spus. Mai dați-ne câteva Sibiu, orașe. La Sibiu, din păcate, nu s-au făcut investiții. Urmează să se facă investiții. Așa. Se vor face investiții în două piețe, în cele mai mari. Dar unde s-au făcut? S-au făcut în Botoșani. S-au făcut în Botoșani, s-au făcut în Timișoara, s-au făcut investiții în Cluj, s-au făcut în Galați, s-au făcut investiții și în București. Da. În sectorul 2 au niște hale foarte frumoase care arată foarte bine. Investiții și în Craiova, de exemplu, în Alexandria se fac investiții în continuare prin Compania Națională de Investiții și aceasta este o variantă pe care încercăm să o aducem înspre noi, astfel încât să primim sursele finanțare. Pentru că ce vreau să vă spun, ca să fiu înțeles, practic noi ca și administrații funcționăm pe un procedeu foarte simplu. Noi închiriem niște spații de vânzare și obținem un venit. Vă dați seama că acel venit se reflectă în prețul de comercializare. Noi, pe de o parte, fiind societăți comerciale, majoritatea trebuie să avem o activitate care să genereze un profit. Sursa de investiții pentru o societate comercială este fie profitul, fie amortizarea. Ori, nu mi se pare corect ca o administrație să aibă un profit foarte mare, pentru că asta înseamnă că acest profit este generat de acord, de producătorii care vin acolo, sigur că exact. Și atunci, corect mi se pare ca noi să reușim să întreținem spațiile pe care le avem
din toate punctele de vedere, din punct de vedere igienic, sanitar și așa mai departe, să facem reparațiile curente, dar este imposibil ca să facem investiții majore. Și atunci, asta este preocuparea noastră, de a găsi surse și soluții prin care să investim și să le modernizăm. Pentru că multe dintre piețe, cum este și cea de la Sibiu, într-adevăr, sunt foarte vechi, nu s-au mai făcut de mult investiții, tocmai pe acest motiv. Nu au fost fonduri. Dar găsind aceste soluții pe care le avem în discuție, avem variante pe care mergem, eu cred că ușor, ușor se vor îmbunătăți. Acest lucru ne ajută foarte mult și în acea competiție de care vorbeam mai înainte cu hipermarketurile, pentru că preocuparea noastră este și de a asigura, pe de o parte, condiții atât vânzătorului, dar și pentru cumpărător trebuie asigurat. Un tip de confort, nu? În sensul primul acesta. Rând, da, locul de parcare. Adică când ai venit la piață trebuie să găsești ușor un loc de parcare, să găsești modalitatea prin care să nu mai umbli cu o grămadă de plase prin mână, să ai o variantă prin care să-ți fie mai ușor, să-ți faci parcursul printre tarabe, evident, celelalte condiții de igienă sanitară, de siguranță pe care trebuie să le asigurăm. Și nu în ultimul rând, cu spațiile pe care le avem, pentru că e foarte important, în fiecare piață există multe spații în jurul piețelor care își desfășoară activitatea și sunt strâns legate de ceea ce înseamnă producător. Mă refer la magazinele pe care le avem, de la aprozare până la magazine de carne, lapte, pâine și așa mai departe, inclusiv cele care vând produse nealimentare, dar care au legătură cu această activitate. Piața, și aici mă refer la piața agroalimentară, iată, ne-a dovedit dialogul cu dumneavoastră, este un lucru complex, este un fenomen complex și aș spune și destul de complicat. Dar sigur ne așteptăm și sperăm ca lucrurile să evolueze spre bine, să existe astfel de investiții. Suntem la finalul emisiunii și la finalul dialogului. V-aș ruga o scurtă concluzie, domnule președinte Teodor Birț. În primul rând vreau să vă asigur că suntem pe drumul cel bun. Mă bucură foarte mult că avem acest dialog, soluțiile se văd, am început să le punem în practică și sperăm ca piețele să nu dispară. Pentru că dacă piețele vor rămâne, tradiția pe care o generează această activitate din piețe continuă. Este foarte important. Iar al doilea lucru pe care vreau să-l scot în evidență este importanța produsului românesc din toate punctele de vedere, atât ca și generator făcând parte din lanțul economic al societății noastre, cât și din punct de vedere sanitar, pentru că reprezintă un produs sănătos, proaspăt și pe care să nu uităm că îl avem la îndemână în acest lanț scurt de care povesteam înainte. Așa este. Vă invit de pe acum să avem un dialog și pe tema târgurilor. Sunteți un bun cunoscător și al târgurilor din țară? Evident, sigur că da. Avem în administrare și târguri și oboare, cum să nu. Vom discuta și pe această temă cu o altă ocazie. Putem discuta despre piețele volante, când doriți. Sigur că da. Și aceasta este o temă importantă. Da. Pentru că și ele fac parte din lanțul scurt acesta. Evident. Și având în vedere că sunt multe localități care s-au dezvoltat foarte mult, au crescut foarte mult, prin cartiere noi care au luat ființă, sunt foarte importante în activitatea de zi cu zi și aceste piese volante. Ne oprim aici astăzi cu dialogul nostru. Îi mulțumesc domnului Teodor Birț, președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România, pentru prezența la emisiunea noastră. Ați ascultat Rural, eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI. Toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși!